Octavian Ilincan din satul Mihoveni s-a născut la 10 octombrie 1913. La împlinirea vârstei de 100 de ani, bătrânul a avut parte de o mulțime de surprize. A primit un tort de la primărie și o diplomă din partea veteranilor de război, iar elevii școlii Mihoveni i-au cântat la mulți ani. Dați-mi voie ca în numele primăriei, în numele Consiliului Local, în numele asociațiilor veteranilor de război, în numele Centrului Militar Județean Suceava, în numele copiilor din comuna noastră, să vă urăm un sincer la mulți ani. O bătrânețe cât mai frumoasă și cât mai liniștită alături de cei dragi. Vă dorim multă sănătate, ați participat la luptele din Crimeea, la Sevastopol, unde armata română... Acolo au fost și regii Behai, că l-au păzit, că l-a venit în vizită. În luna lui Iulie. Iulie a fost de gardă. 1942 și atunci i s-a dat lui von Manstein, comandantul grupului de armate de acolo, bastonul de mareșal. Mulțumesc lui Dumnezeu că m-a adus. Și dumneavoastră că ne-ați așteptat. Mulți ani trăiască, mulți ani trăiască, la Bătrânul Octavian Ilincan nu a avut o viață ușoară. A luptat pe front, iar după ce au ajuns comuniștii la putere, a făcut 6 luni de închisoare pentru nesupunere. Bătrânul este un regalist convins și nu putea să accepte lipsa de libertate. El a fost abonat, adică nu a abonat, îi trimite din America în fiecare lună o revistă Sinteza. La ambasada americană. A fost la ambasadă el. A vrut să plece în America. Și nu mai putea și pe mine și pe mama. Trebuia singur, la un timp să o iei pe mama așa și mama nu a vrut și nu l-a mai lăsat, dar era pentru să plece. Pe minim o dat afară din liceu, unde mai fost pe la Fălticeni, tot m-a dat afară. De ce? Că nu a vrut să scrie la colectiv. Bătrânul a fost persecutat de fosta securitate ani de zile. A fost ridicat de acasă de milițieni. A scăpat de o nouă condamnare printr-o minune, susține acesta. Mă urc în mașină la securitate și să mă duc la judecata poporului la Mihoveni. Ca bunul Dumnezeu, așa a fost de bun cu mine, că câteva seri urmă eram în anchetă și am pus, atât eram de obosit, și am pus capul pe un dulap acolo în camera de anchetă. Am ațepit, stimați domn, de nu vă spun adevărul, să nu fac un pas sau să mă scol în picioare. Mi-apare icoana Maicii Domnului în față și îmi spune așa, să n-ai nicio grijă, eu de aici te scap. A venit mașina bine, a trecut șcheie frumos, când a ajut pe hotarul comunii Mihoveni, mașina deraiază și se duce cu roțele sus în șanț. Era 4 ofițeri și eu a 5-lea, șoferul. S-a dus mașina în șanț. Când a împlinit vârsta de 50 de ani, comuniștii l-au ridicat de pe stradă și l-au dus să muncească la construcția liniei de cale ferată de la Coșa. Octavian Ilincan ne-a mărturisit că, deși era grea, munca pe șantier nu se compară cu foamea care l-a chinuit timp de mai multe luni. Ce era munca? Dar era foamea. Avem noroc că acolo lângă vagoanele noastre era un izvor de apă termală. Eu fiecare dimineață mă duceam acolo la izvor cu o cară și beam o cară de cerc și parcă mă mai înviora. Zeama de varză, harpacaș, când venea fasole, erau o minune de bun. Da. Cât ați muncit acolo? Cât o vară. O vară întreagă. Da, da. Anul acesta, 3 persoane din Șcheia au împlinit 100 de ani.